Iubiți frați și surori, sunt bucuros să fiu cu dumneavoastră în această seară și din Arizona vă aducem salutări călduroase la noi, întotdeauna salutările noastre călduroase. Am auzit că la dumneavoastră vine Polul Nord să mută aici la dumneavoastră. Când vei fric, veniți la noi, veniți în Arizona. Vreau să spun că de fratele Teo mă leagă foarte multe amintiri frumoase, nu numai că ne-am petrecut tinerețea împreună la Timișoara, dar el este bihorean și am devenit și eu bihorean prin nevastă mea. Știți că orice bărbat serios este din satul lui nevastă sa. Așa că am devenit bihorean, mi s-a legat inima de Oradea, de frații de acolo. Și să știți că așa de tare mi s-a legat inima și acum când mă duc în România, mă duc tot la Oradea, cu toate că nu mai am pe nimeni la Oradea, și mă duc numai în vizită, așa vreo zi, două, să-l văd pe tata pe la Pâncota. Mă leagă de Todor Luca și faptul că tot am încercat să mă fac neam cu el. El avea trei fete, eu trei băieți și nu știu, dar n-a mers, n-a funcționat. La băieți asta era no chemistry, stăteau rău cu chimia pe vremea aia. Dar totuși a mers chimia la una dintre nepoatele lui Todor, așa că tot m-am făcut neam cu el, nu așa aproape, un pic mai departe, dar suntem și rude acum prin unul dintre băieții mei, căsătorit cu o nepoată de-a familiei Luca. Mă bucur să îi văd pe el și pe Estera, mă bucur să văd mulți frați pe care îi cunosc de multă vreme și mai ales să-i salut pe bihoreni. Și pe arădeni și pe timișoreni, evident, pe toată lumea, dar, așa cum ziceam, orice bărbat serios e din satul lui nevastă sa. Vreau să vă spun că sunt aici pentru că în viața mea s-au întâmplat câteva lucruri deosebite. La vârsta de 9 ani am asistat la una dintre cele mai mari drame ale familie și a fraților din satul meu. Am văzut cum comuniștii au demolat biserica din sat. Stăteam peste drum de biserică, pe pajiște, pe iarbă și ne uitam cum înarmați cu târnăcoape și barosturi, o grupă de țigani înfipseseră un steag roșu în vârful bisericii noastre și ne-au demolat-o până la temelii. Mama, tata, oamenii din sat stăteau și plângeau neputincioși, asistând la spectacolul acesta îngrozitor. Nu știu de ce, dar parcă rana asta din tinerețe, din copilăria mea, se cerea vindecată într-un fel. M-am făcut constructor. După ce am terminat facultatea la Timișoara, m-am mutat la Oradea să fiu împreună cu părinții soției mele și am descoperit că biserica din Oradea trăia o altă dramă. Comuniștii nu îi lăsau să construiască biserică și stăteau într-o aglomerație îngrozitoare. Am studiat dosarele și istoria și am văzut că 12 cereri au fost respinse de către autoritățile comuniste, cereri de mărire a localului de închinare. Vă puteți imagina, erau peste 1000 de frați și sala de biserică încăpeau cam 300. Restul stăteau bieții oameni în picioare, afară, la ferestre, în curte, în ploaie, în zăpadă, nu conta, dar veneau și asistau la serviciile divine ale bisericii. Simțeam o nevoie să fac ceva, să-i ajut pe oamenii aceștia. Studiind dosarele, mi-am dat seama că comuniștii nu o să accepte niciodată să ne dea autorizație de construcție. Pe vremea mea era o vorbă că pe prost, dacă nu poți să-l convingi, trebuie să-l păcălești. Nu? Ne-am hotărât să-i păcălim pe comuniști, săraci de noi. La județ, în Oradea, secretarul județului era un tovarăș, îl chema Cotoi, tovarășul Cotoi. Și ăsta era motan bătrân, uns cu toate unsorurile, dar am aflat noi că ăsta a crescut de orfan într-o familie de pocăiți. Și ziceam, sângele apă nu se face, ăsta are ceva sensibilitate față de nevoia noastră și o să ne ajute. Am făcut la repezeală un proiect de a acoperi curtea bisericii cu sticlă, să nu ploaie pe oameni. L-am însoțit proiectul acela cu foarte multe fotografii,
oameni cu umbrele care stăteau în ploaie, în zăpadă, la ferestrele bisericii, în curte, și ne-am dus împreună cu socrul meu în audiență la tovarășul Cotoi. Ne-a primit zâmbitor și când i-am explicat despre ce am venit, a zâmbit foarte înțelegător. Se pare că asta aștepta de la noi. Aștepta de la noi să facem un fel de compromis, să creăm un fel de autorizație și apoi să facem noi ce vrem. M-a amenințat că dacă fac altceva o să mă amendeze de nu mă văd. Și m-a întrebat dacă am înțeles. Sigur că am înțeles. Mi-a tras cu ochiul, mi-a zâmbit și mi-a dat autorizație. N-am spus la nimeni dintre frați ce fel de autorizație aveam și ne-am pus la construcție. Noaptea proiectam, ziua executam și Domnul ne-a ajutat să construim o biserică de 1200 de locuri, care a fost cea mai mare sală din orașul Oradea până la construirea sălii de sport. După 2 luni de zile s-au prins comuniștii ce facem noi, că nu acoperim curtea numai cu sticlă, ci am acoperit-o cu un acoperiș mare de tot, s-au impacientat, s-au alarmat și au început să ne amendeze. Veneau amenzele în fiecare zi. Primeam 3.000 de lei amendă. Ca inginer pe șantier aveam 2.500 de lei pe lună. Primea 3.000 amendă păstorul bisericii și responsabilul bisericii. Așa că erau 9.000 de lei amendă. 3 amenzi veneau în fiecare zi. Și am hotărât să construim cu prețul ăsta. Când au văzut că trec 10 zile și am plătit în fiecare zi amenzile și nu ne-am oprit, atunci ne-au dat în tribunal a doua zi. Când ne-am dus la tribunal, s-a întâmplat ceva extraordinar. S-a umplut tribunalul de oameni, s-a blocat tribunalul de pocăiți. Au venit nu numai frații noștri, dar au venit și ceilalți de la alte biserici. În procesul care a urmat, am fost apărați de un avocat de credință greco-catolic, un om absolut extraordinar. Petrică îl chema ca și pe mine și Petrică Marian. Aș vrea să vă citesc o singură pagină din cartea care se cheamă Betel, pe care cu ajutorul Domnului o am și vă ofer la ieșirea din biserică. Să vedeți ce s-a întâmplat în procesul acela de la tribunal. După formalitățile inerente unei astfel de proces, domnul Marian s-a adresat onoratei instanțe. Oamenii aceștia care muncesc cinstit și din greu pe șantierele patriei, în uzinele și fabricile ei, n-au făcut altceva decât ceea ce au făcut înaintașii lor. Domnitorii români au construit biserici și mănăstiri, monumente de arhitectură cu care ne mândrim și astăzi între națiunile lumii. Unde au tras cu săgeata, au ridicat o mănăstire și un locaș de închinare înaintea lui Dumnezeu. Venim dintr-o istorie creștină pe care oamenii aceștia cu suflet mare vor să o continue. Oamenii aceștia cinstiți și iubitori de țară au cerut în mai multe rânduri autorizații de construcție pentru nevoia lor foarte mare. Au fost refuzați de fiecare dată, fără niciun motiv. Puteți vedea din multiplele fotografii de la dosar cum sute de oameni au stat în ploaie sau zăpadă, în picioare, la ferestrele unei clădiri insalubre și neîncăpătoare, să asculte Evanghelia pentru care înaintașii noștri ca Brâncoveanu și-au dat viețile de martiri. Oamenii aceștia au lucrat, au luat de la gura copiilor lor banii munciți de ei ca să construiască un locaș de închinare lui Dumnezeu. Ca să demolezi ceea ce au făcut acești oameni cu sudoarea lor, nu înseamnă să demolezi cărămizi, ci sufletele acestor oameni de bine. Frază după frază, timp de aproape o oră, avocatul Petru Marian pleda cauza noastră și predica Evanghelia înaintea celor 3 judecători și a procurorilor. Credincioșii aflați în sală erau în lacrimi. Femeile plângeau în colțurile năframelor lor. După aproape o oră de argumente și pledoarii, prin care domnul Marian dovedea nevinovăția noastră și sincera dorință de a continua o istorie creștină pe aceste meleaguri, s-a lăsat o liniște grea peste cei prezenți. Nimeni nu cuteza să scoată nici măcar un sunet.
Liniștea a fost spartă de vocea unui judecător care a anunțat sec. Sentința se va comunica în 7 zile. Atât. Lumea a ieșit din sală epuizată emoțional, dar și confuză cu privire la ceea ce urma să se întâmple. Unii, entuziasmați de predica avocatului nostru, sperau un minuni. Nu aveam însă nicio îndoială asupra sentinței. Comuniștii nu puteau pierde procesul, cum nici noi nu îl puteam câștiga. Trebuia să ne pregătim de recurs la Tribunalul Județean, lupta de-abia începuse. Am pierdut și procesul celălalt la Tribunalul Județean. S-a luat hotărâre de demolare. Am plecat la București, la Ceaușescu cu memoriu. Acolo am întâlnit un bihorean din Comitetul Central pe nume Turcuș, care mi-a dat o idee grozavă. Când l-am scos afară din clădirea Comitetului Central să stea de vorbă cu mine, omul ăsta m-a întrebat, după ce a auzit toată povestea noastră, dacă sunt pocăit sau nu. Sigur că da, am zis, sunt pocăit. Și a spus, mă băiete, numai Dumnezeu vă poate ajuta. S-a meritat să mă duc să-mi spună Comitetul Central chestia asta, nu? Am venit acasă și l-am lăsat pe Dumnezeu să lucreze, să-și apere biserica și și-a apărat-o. N-a mai venit nicio amendă, n-a mai venit nimeni să ne tulbure, am terminat biserica și este în picioare și astăzi, așa cum a fost atunci. Dacă a fost o perioadă în viața mea în care am văzut mâna lui Dumnezeu și minunile lui Dumnezeu, a fost perioada aceea. De la faptul că oameni săraci, cu mulți copii, dădeau sume enorm de mari de bani la biserică, sacrificau în fiecare zi, până la faptul că Dumnezeu se îngrijea de materialele foarte greu de procurat în vremea aceea. Cum să uit când într-o zi aveam nevoie de o macara să punem niște grinzi metalice sus pe acoperiș, să facem acoperișul bisericii. Aranjasem cu o macara de la șantier un frate baptist să vină cu macaraua lui și să ne ajute la ridicarea acestor grinzi. Bineînțeles că fratele ăsta binevoitor a venit, dar n-a putut intra pe stradă. Era prea mare macaraua lui, prea multe linii de curent, n-a putut să ne ajute cu nimic. Eram disperat. Cum să ridicăm grinzile acelea sus? Am început să mă duc la birou și să încerc să proiectez un mecanism cumva să ridicăm grinzile sus pe stâlpi. În timp ce munceam și îmi chinuiam mintea cum să mă descurc în situația asta, a venit un frate fuga la mine și spune, frate, o macara din aia mică cu braț telescopic a oprit în fața bisericii. L-am întrebat pe șofer dacă vrea să ne ajute și o și intrat în curte. Vino repede că punem grinzile sus. Dumnezeu ne-a trimis macaraua exact la momentul potrivit. Am făcut fotografii cu macaraua aceea, cu omul care ne-a ajutat. Ei bine, am pierdut pozele acelea când au urmat anchetele la securitate, la miliție, la miliție economică. Toți m-au întrebat de macaraua. Puteau să-mi taie bucăți, nici măcar culoarea macarelei nu mi-aduceam aminte. Pentru că Domnul a știut cum să lucreze. Cum să uit faptul că o găleată plină de beton a căzut în capul unui frate de la vreo 5 metri. L-am botezat omul cu cap de fier. S-a turtit fundul găleții după forma capului și n-a pățit nimic. Cum poți să-l uiți pe Gabor, țiganul, care pe acoperișul acela metalic de sculț avea o țeavă de asta mare și mergea ca și pe sârmă cu echilibristica lui? Știți unde și-a sprijinit țeava aia? Pe liniile de curent. Niște flame din alea grozave și scântei săreau peste tot. Bineînțeles că Gabor n-a simțit nimica, ăștia sunt bruneți, sunt de ebonite, rău conducător de electricitate, nici curentul nu trece prin ei. Când l-am întâlnit pe Gabor în Sacramento, ne-am adus aminte de asta. Zic, cum n-am simțit nimic, frate, zice. Și nu odată, de vreo 3 ori s-a sprijinit pe curent. Dumnezeu a fost bun cu noi. Am văzut mâna lui Dumnezeu în perioada aceea. Biserica este în picioare și astăzi pentru că a păzit-o Domnul. Am avut bucuria să mă duc la Oradea în octombrie
Și la Biserica Betel am putut să dau 1500 din cartea asta la toți care au fost prezenți. M-am bucurat apoi să ne întâlnim cu toți frații din oraș la sala de sport, pentru că frații de altă dată acum sunt împânziți în toate bisericile din oraș. A fost o sărbătoare extraordinară pentru noi și mulțumesc lui Dumnezeu că mi-a dat harul acesta să pot încheia această parte a vieții mele. N-am scris această carte să spun că suntem și am fost eroi, că n-am fost, am fost eroi prin naivitate, că n-am știut ce se întâmplă, că dacă am fi știut, nu ne-am fi apucat de chestia asta. Dar oare ce este credința noastră decât această sfântă naivitate? Pornești cu Dumnezeu pe un drum fără să știi unde te duci, nu? Fără să știi ce se întâmplă, încrezător în El. Dumnezeu mi-a dat bucuria ca la această ultimă parte a vieții mele să construiesc o biserică din nou. Cu 2 ani în urmă am plecat din biserica pe care o păstoresc pentru a face un început nou. Este mai bine să faci ceva nou decât să stai în lucrurile vechi și să te cerți cu frații. Am găsit din viața Apostolului Pavel un episod foarte interesant în Corint. Spune Apostolul Pavel că a întâlnit niște evrei care erau împotrivitori și batjocoritori. Acum că se împotrivesc oamenii la Evanghelia care o predici, este ok într-un fel, dar când îți și bat joc de tine, este rău să rămâi. Apostolul Pavel și-a scuturat praful, s-a dus și a deschis o biserică vecină cu sinagoga. Dacă rămâi să te lupți cu frații nepocăiți, ajungi și tu nepocăit și luptător ca ei. Să termine mărturia ta creștină. E bine într-un asemenea moment să te duci la oamenii care te ascultă. Pentru că sunt milioane de oameni nemântuiți în lumea asta, care au nevoie de Evanghelia lui Hristos, și mulți dintre ei sunt gata să te asculte. Domnul a fost așa de bun cu noi că la 2 ani de zile ne-a dat o clădire. Suntem în proces de a reamenaja această clădire ca să fie locul bisericii noastre. Ce vreau să vă spun despre clădirea aceasta este că Domnul ne-a dat-o la un preț de necrezut, 500.000, o clădire de 17.000 de square feet, pe 2 acri de pământ. Vom avea mortgage cu $1000 mai puțin decât chiria unde am avut biserică până acum. Dar nu numai că Domnul ne-a dat la prețul acesta extraordinar de jos, să spun așa, clădirea bisericii, dar ne-a ajutat să o finanțăm tot de către proprietar. Proprietarul ne finanțează pentru că nicio bancă nu ne-ar fi dat bani fiind o biserică așa tânără. Și apoi ne-a și iertat 6 luni de zile de mortgage până când amenajăm clădirea aceasta ca biserică. Când l-am întrebat pe proprietar cum de ne-a făcut atâtea hatâruri, mi-a spus foarte simplu. Mama lui, înainte de a muri, i-a spus: Mike, va veni o biserică să cumpere clădirea asta, vinde-o să fie biserică, building-ul nostru. Și acum, ori de câte ori mă întâlnesc cu Mike, îmi povestește despre mama lui, cum visul mamei lui s-a împlinit, îi curg lacrimile pe obraz și vedem minunea Domnului și grija care ne-o poartă în fiecare zi. Slăvit să fie Domnul pentru asta. Mulțumesc pentru prietenii mei care au fost alături de noi și ne-au încurajat la începutul acesta nou. Mulțumesc fratelui Teodor Luca, care m-a încurajat și este alături de mine în proiectul acesta deosebit pe care noi îl facem. Aș vrea să împărtășesc cu dumneavoastră și mă gândesc că ar fi bine și pentru cei mai tineri un subiect care mi este foarte drag. Evanghelia după Luca, de la capitolul 15, este o suită de 3 pilde ale Domnului Iisus Hristos. Și aș vrea în seara aceasta să avem așa o privire de ansamblu la tot capitolul acesta 15 și să învățăm câteva lucruri foarte importante, zic eu. Aș putea intitula capitolul acesta Tragedia de a fi pierdut, pentru că veți vedea din acest capitol că există posibilitatea să te pierzi.
Că există foarte mulți oameni pierduți astăzi din diferite motive. Veți vedea motivele din Cartea lui Dumnezeu. Aș vrea să citim împreună și dacă considerați de bine să vă ridicați, să dăm onoare cuvântului lui Dumnezeu, vom citi primele 7 versete din capitolul 15. Toți vameșii și păcătoșii se apropiau de Iisus ca să-L asculte. Și farisei și cărturarii cârteau și ziceau, omul acesta primește pe păcătoși și mănâncă cu ei. Dar el i-a spus pilda aceasta, care om dintre voi, dacă are 100 de oi și pierde pe una din ele, nu lasă pe celelalte 99 pe izlaz și se duce după cea pierdută până când o găsește? După ce a găsit-o, o pune cu bucurie pe umeri. Și când se întoarce acasă, cheamă pe prietenii și pe vecinii lui și le zice, bucurați-vă împreună cu mine, căci mi-am găsit oaia care era pierdută. Tot așa vă spun că va fi mai multă bucurie în cer pentru un singur păcătos care se pocăiește decât pentru 99 de oameni neprihăniți care n-au nevoie de pocăință. Amin. Să ocupăm locurile. Pildele acestea ale Mântuitorului sunt extrem de cunoscute. Nu o să spun lucruri noi în seara asta. Dar motivul pentru care Domnul a spus aceste pilde și este surprinzător că niciodată nu a pus așa multe pilde la oaltă să explice un singur lucru ca aici. Ce s-a întâmplat? Vameșii și păcătoșii se apropiau de Mântuitorul, Domnul îi primea pe oamenii aceștia și chiar intra în casele lor și mânca împreună cu ei. E bine, fariseii și cărturarii cârteau și ziceau, omul acesta primește pe păcătoși și mănâncă cu ei. Nu înțelegeau inima Domnului Iisus Hristos, nu înțelegeau inima lui Dumnezeu. How in the world, nu? Cel mai sfânt om de pe pământ îi primește pe cei mai păcătoși. Vameșii și păcătoși. Imediat după Revoluție, când am fost în România, eu am uitat că am de-a face cu vameșii, nu? Mi-a întins unul mâna, aștepta să pun ceva în mâna aia, nu? Eu i-am strâns mâna lui ăsta, l-a umflat râsul. Asta aștepta să-i dau ceva, nu? Să pun ceva în mâna aia întinsă. De aceea Domnul spune vameșii și păcătoși. Vameșii erau o categorie specială de păcătoși. E bine, Domnul stă de vorbă cu ăștia, mănâncă împreună cu ei. Oamenii religiei din timpul acela erau scandalizați. Ce-ați face dumneavoastră dacă ați auzit că pastorul dumneavoastră se întâlnește așa săptămânal, eu știu, se întâlnește la masă, invită la restaurant, merge la Starbucks, cu niște oameni care dumneavoastră știți bine ce culoare au, nu? Nu ați pune întrebări, oare ce cu ăsta, domnule? De ce nu stă de vorbă, domnule, cu oameni mai pocăiți și mai sfinți, nu? De ce nu își face prieteni dintre oamenii de elită din biserica noastră? Ceva asemănător era în mintea fariseilor și a cărturarilor, savanții în Biblie. Și Iisus a vrut să-și explice inima, de ce stă El de vorbă cu păcătoșii? De ce se duce în casele lor? De ce mănâncă împreună cu ei? Și le-a spus prima dintre pilde, pilda aceasta cu oaia pierdută, care este de fapt tragedia prin care se pierd oamenii prin neglijență, prin nepăsare. Cum se poate pierde o oaie de turmă, nu? Hotărăște asta dimineață, astăzi mă pierd de turmă, nu? O iau aiurea, nu! E o floare mai frumoasă dincolo, niște iarbă mai verde pe dealul ălalalt și uite așa se trezește singură departe de turmă, departe de păstor. Este singura pierdută în lume. Foarte mulți creștini se pierd așa prin neglijență. Răresc astăzi cu biserica, duminica viitoare nu vin, duminica alaltă e meci, apoi este de lucru, se plătește bine, copiii vor să ieșim out, nu? Și uite așa, orărim cu biserica, orărim cu cititul Scripturii, ne rugăm pe sărite,
ne așa de foame că mai pierdem vremea cu rugăciune, nu? Dă-i repede la ciorbă. Ne grăbim. N-avem timp. Și încet, încet, suntem departe de biserică. Ne-am făcut azi un prieten, mâine altul, unul ne invită încolo, unul ne invită în partea cealaltă. Oamenii se rătăcesc prin nepăsare, nepăsare față de Evanghelie, față de biserică, prin asocierea cu oameni care trăiesc în păcat, prin adoptarea unor stiluri de viață necreștină, prin cochetare cu păcatul, prin separare voită de biserică și de lucrurile sfinte. Încet, 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 încet. E bine, când se pierde câte o oaie din asta, toți zicem, asta e oaia neagră, nu? Asta e oaia neagră, ați auzit expresia asta cu oaia neagră. M-a surat odată o soră și zice, frate, eu sunt fata lui Cotare și mi-a spus familia, știam bine pe tatăl ei, zice, eu sunt oaia neagră a familiei. Acum mă gândeam eu, cum să începe o conversație mai politicoasă cu sora asta, care a fost foarte straight, foarte directă cu mine, nu? Am zis, soră, știți ceva? Toate oile negre ajung albe. Dacă îți vedea cum arată eu acum, nu? O să încărunțiți și o să ajungeți oaie albă. Acum i-a înțeles mai mult decât spuneam eu, că orice oaie neagră, într-o zi, poate să fie găsită, nu? Și devine oaie albă din turma Domnului. Aici vreau să vă atrag atenția că există două moduri de a vedea lucrurile diametral opus. Uitați cum gândim noi și cum gândește Domnul Iisus. Noi gândim cam așa. A, 100 de oi, am pierdut una. 1% e normal. Oaia asta era cam rebelă, nu? Asta de fiecare dată a luat aiurea, bine că am scăpat, poate o mănâncă vreun lup și am terminat cu ea. Nu? Toată ziua a trebuit să... Noi cam așa gândim. Auzim că s-a rătăcit un tânăr din biserică. Nu mai vine la biserică. A plecat o familie dintre noi. A, bănuiam noi că ăștia o să o ia razna într-o zi, nu? E, dar uitați aici, suntem toți. 99 sunt aici, nu? Noi ne uităm la ce a rămas. Când noi am plecat din biserica în care am fost, am avut enorm de multe de suferit. Nu numai acuzații de toate soiurile și toate minunile, după ce le-am făcut și le-am plătit biserica, i-am lăsat cu 200 de mii de dolari în bancă, m-au acuzat că le-am furat banii. Nu? Tot felul de acuzații, tot felul de mizerii. Dar ce m-a durut cel mai tare a fost unul dintre bunii mei prieteni care a scris, zice, toți, noi toți suntem aici, 99% toți suntem prezenți. Nu s-a întâmplat nimic, domnule. Nu? O plecat ăsta, bine că s-a dus. Noi toți suntem aici. Noi întotdeauna ne uităm la ce a rămas și este impresionant, nu? 99. Aproape nici nu se vede că a plecat. N-ați auzit fraza asta, zice, au plecat, dar nici nu se cunoaște că au plecat. Mai ales când roiește așa câte o biserică și se duc. Zice, nici nu se vede, domnule, că toți sunt aici, formațiile sunt, nimeni nu lipsește, toți sunt. Oare? Chiar așa să fie? Pentru că noi ne uităm întotdeauna la ceea ce rămâne. Domnul se uită la ceea ce lipsește. Ascultați-mă bine. Domnul nu este mulțumit cu 99%. El vrea 100%. Inima Domnului este la oaia pierdută, nu la alea care au rămas. Bucuria în ceruri este când se găsește acea oaie pierdută, nu că nu s-au pierdut alea 99%. Nu știu când vom putea gândi cum gândește Domnul. Dacă am gândit cum gândește Domnul, ne-am duce după oaia pierdută. Am căuta-o. Ne-am bucura să o găsim. În ultima vreme am o doctrină mai ciudată. Am descoperit că există două feluri de păcătoși. Păcătoși prinși și neprinși. Ok? Pentru că toți suntem păcătoși. E bine, păcătoșii aia neprinși, când îi prind pe aia care au păcătuit, îi scot afară, scot afară din biserică. Și foarte dureros că avem în statutele și constituțiile bisericilor noastre tot felul de articol cum se arde pe ăștia când îi prindem, domnule.
să excludem, să-i punem la disciplină, să stea pe ultima bancă. 3 luni, 6 luni, v-am auzit și pe termen nelimitat. Pe termen nelimitat e pedepsit și scos afară dintre noi. Afară cu păcătoșii. Nu avem niciun articol ca să recupereze oaia pierdută. Nu avem niciun articol cum să-l reabilităm pe feciorul ăla care l-am prins cu țigări în buzunar sau cine știe cu ce l-am mai prins. Nu? N-ar trebui să avem noi o strategie cum să recuperăm oaia pierdută? N-ar trebui să adoptăm inima asta lui Hristos care bate pentru cel pierdut și să mergem să căutăm și să găsim oaia pierdută? Amin. Biserica noastră este foarte deosebită de altele și am vrut să facem ceva deosebit. Avem o doctrină mai ciudată. Noi spunem cam așa, toți suntem păcătoși și avem nevoie de Hristos. Nu ne interesează unde ai fost până acum, ne interesează unde mergem de azi înainte împreună. În biserica asta nu o să întâlnești atitudinea, eu sunt mai sfânt decât tine. Pentru că toți, we are all broken people. Toți avem nevoie de mila lui Hristos. Într-o zi a intrat în biserică un tânăr, știu bine familia aceea, cunosc bine situația lor, a intrat în biserică într-un maieu destul de chestionabil cât de curat era, mai mult galben decât alb, tatuat peste tot unde se vedea ceva, era tatuat. A intrat în biserică și prima mea reacție ca om, nu bisericos, așa, să păstrez demnitatea bisericii noastre, că ținem noi la chestia asta enorm de mult. Mă gândeam cumva să mă duc să-i dea o haină, să-l îmbrac, să-l pun undeva mai în spate, să nu-l vadă lumea. Te gândești la tot felul de chestii din astea. Dar mi-am adus aminte de filmulețul nostru care îl punem din nou și din nou și din nou. We are all broken people. M-am dus și l-am îmbrățișat și i-am spus, Jacob, I'm so glad to see you. A stat și la urmă a venit la mine și mi-a spus, zice, ai trecut un mare examen astăzi. Intenționat am venit așa să văd cât de farisei sunteți. Am vrut să văd dacă ceea ce voi vorbiți de la învun e adevărat sau nu e adevărat. Și am văzut că e adevărat, zice. Voi puteți să ne iubiți așa cum suntem. Oaia pierdută. Asta nu arată prea bine când o găsești. Niciodată nu știi când o găsești. În ce condiții o găsești. Unde o găsești. Dar asta are nevoie de cineva să o ia în brațe. Are nevoie de cineva să o ia pe umeri, să o ducă înapoi în turmă. Dacă bisericile noastre au nevoie de ceva, au nevoie de această filozofie a lui Hristos față de oaia pierdută. Să nu ne mai gândim la ce a rămas, ci să ne doară orice suflet pe care îl pierdem. Să ne ducem după ei. Biserica noastră m-a invitat organizația care se cheamă Teen Challenge. Știți cu ce se ocupă Teen Challenge? Se ocupă cu copiii de pocăiți drogați. Și nu numai de pocăiți. Și stau cu ei și se roagă cu ei și conduc la Domnul și se roagă până Domnul îi botează cu Duhul Sfânt și le schimbă viața și un an de zile stau alături de copiii aceia până îi salvează. Și am invitat la noi în biserică să ne spună despre ceea ce fac ei și printre ei erau 2 copii de români. În bisericile noastre când auzim de o asemenea poveste o băgăm sub preș imediat. Ne bucurăm că nu vine pe la noi. Bine că s-o dus oaia asta neagră, că nu mai caută nimeni. Realitățile astea trebuie văzute în față, trebuie privite în față și trebuie făcut ceva. Și nu o să putem face niciodată nimic dacă nu gândim ca Domnul Iisus. Dacă nu ne ducem după oaia pierdută. O al doua pildă pe care Mântuitorul a spus-o este pilda cu moneda care a fost pierdută în casă.
Interesant. Dacă vreți, creștinul care se pierde în biserică, care se pierde pe băncile bisericii, este creștinul care se pierde prin nelucrare, prin nefolosință. Știți la ce e bun o monedă pierdută? La nimic. Vreți să vă plătesc ceva cu ceva monede pierdute? Că eu am groază de ele pierdute. Nu? Nu poți să plătești bilurile cu banii care ai pierdut, așa e? O, dacă s-ar putea, ce bine ar fi. O monedă pierdută este absolut nefolositoare. Cum ajunge un creștin să se piardă prin nefolosință? Cuvântul lui Dumnezeu spune, nu părăsiți adunarea, cum au unii obicei, nu abandona lupta, nu înceta slujirea, nu înceta să lucrați, nu înceta să sacrifici, să dăruiești, să iubești, nu cu vorba, ci cu fapta. Foarte mulți creștini astăzi au încetat să slujească. Devenim membri. Avem drepturi și mai puțin obligații, alea să le aibă aia pe care i-am ales. Nu-i așa? Noi suntem membri. Noi devenim iubiți ascultători. Devenim spectatorii unui program de biserică. E adevărat, dăm un dolar, eventual mai mult dacă ne place programul, nu? Dar dacă trebuie slujit undeva, dacă trebuie vizitat un bolnav, dacă trebuie dus cineva la spital, dacă trebuie stat cu cineva în spital, păi să stea ăia la alții, nu? Pe care îi plătim. Am auzit de un tânăr păstor din România, l-au și dat afară și cred că bine au făcut. L-au rugat să ducă un invalid, un om care avea nevoie să fie dus cu căruciorul o dată pe săptămână la dializă. Și cocoșul ăsta penticostal s-a umflat în pene și a spus că asta nu-i geabul lui Domnule. Asta nu-i geab de păstor să duci căruciorul cuiva la spital. Nu? El e alesul Domnului. Dacă noi am învățat să slujim, nu ne-am pierde, dar ne pierdem în propriile noastre biserici, pe băncile călduroase și cu aer condiționat a sanctuarelor noastre, prin inactivitate. Nu facem nimic. Noi la biserica noastră nu avem membri. Primim slujitori, oameni care vor să slujească. Cine vrea să vină împreună cu noi, îi dăm o listă cu vreo 20 de departamente unde se poate sluji. Dacă nu vrea să slujească, îl rugăm să meargă în altă parte, unde poate să stea pe bancă un iubit ascultător și spectator la spectacolele religioase penticostale. Noi nu avem așa ceva. Slujiți Domnului, slujiți bisericii sale, implicați-vă, altfel vă veți pierde în casă, vă veți pierde pe băncile bisericii în care vă găsiți. Ascultați-mă bine, tinerii mei. Îmi place muzica voastră și ați cântat Dumnezeiește și corul și Domnul m-a binecuvântat prin cântările voastre. Dar nu faceți slujirea asta numai la biserică o dată pe săptămână. Găsiți-vă ceva de făcut pentru Domnul. Mâine, poi mâine, săptămâna care urmează, slujiți. Dacă nu slujești, te pierzi. Te pierzi prin inactivitate. A treia tragedie despre care vorbește Mântuitorul este tragedia fiului risipitor. Tragedia de a te pierde prin propria ta voință. Tragedia de a te pierde prin propria ta voință, prin propria ta alegere. Alegi să pleci într-o zi. Este cea mai mare tragedie dintre toate. Și pilda aceasta pentru mine este unul dintre izvoarele nesecate de inspirație din partea lui Dumnezeu. Am predicat, cred că, de sute de ori din pilda asta. Pilda aceasta conține poate cel mai frumos portret al lui Dumnezeu, al Tatălui din ceruri. Și mă rog Domnului, toți stați din această seară să învățăm măcar un lucru de la Tatăl ăsta fiului risipitor. Tatăl fiului risipitor este un tată cu care se putea vorbi orice. Era un tată abordabil. Când în Phoenix un tânăr de 20 de ani și-a tras un glonț în cap și am fost la mormântarea lui,
m-am îngrozit. Am adunat toți tinerii din biserică și am întrebat, măi, de ce un tânăr la 20 de ani în America nu vede niciun viitor decât glonțul? Și mi-a spus copiii ăștia simplu, zice, ăsta n-a avut cu cine vorbi, a avut o problemă foarte mare, avea probleme cu droguri și n-a avut cu cine vorbi. Cum, dar părinții lui? E barieră de limbă, nu înțelegeau engleza, el nu înțelegea română. Zice, nu asta e problema, domnule. Problema voastră a părinților, mi-a spus o fată foarte răspicat, problema voastră a pocăiților, a părinților, zice, nu se poate vorbi cu voi. Voi numai versete biblice ne dați, voi nu, tot timpul ne țineți predicuțe. Nu îndrăznim să venim la voi cu problemele noastre. Nu vreți să auziți ce se întâmplă cu noi. Vreți să auziți numai lucrurile bune. Note bune la școală, succes, pocăință și așa mai departe. Dar am zis, de ce nu veniți la noi la biserică? La voi? N-am fost noi la ultima ședință, voi vă puneți păcatele pe pereții bisericii. N-avem noi necazuri destule. Credeți-mă că m-am îngrozit, am văzut o generație care nu are cu cine sta de vorbă. La cine să meargă fata aia să spună, mamă, o să am un copil? La cine să se ducă? O să meargă la clinica de avorturi, probabil. Cine știe unde o să meargă? Unde să meargă băiatul ăla care a apucat-o pe droguri? Dacă nu se poate duce acasă la tata și spune, tata, am o problemă foarte mare, help me. E bine, cu tatăl ăsta se putea vorbi orice. Poți să te duci să-i spui o trăznaie care îți trece prin... Dă-mi banii, bătrâne, că plec. Și ăsta, spre surprindere, îi dă banii și lasă să se ducă. Când e în cocina porcilor, ăsta zice, oh, tata se poartă bine și cu slujitorii lui. O să mă duc și o să-i spun, cu tata se poate vorbi. Cu tata se poate sta de vorbă. Fiul risipitor... Doamne, eu am avut trei odată, toți trei, Doamne, și toți trei. Nu mi-a fost ușor. 10 ani din viața mea și a soției mele au fost lacrimi de plâns pentru în așteptarea fiilor risipitori. Și a venit unul, și apoi a venit al doilea, și a venit al treilea, și când s-au întors la Domnul cu toți, s-au botezat, s-au căsătorit, îi văd la casele lor, mi se umple inima de bucurie. Dar 10 ani din viața mea, 10 ani au stins ochii soției mele de plâns, 10 ani au făcut ulceri la stomac soției mele, 10 ani am îmbătrânit, cum n-am îmbătrânit în ceilalți. În așteptarea fiului risipitor, timpul acesta este îngrozitor de greu, îngrozitor de greu. Dar să merită să aștepți, să merită să te rogi, să merită să postești și să merită să iubești. Amen. Și să-l aștepți să vină acasă. Amen. Nu putem proceda altfel ca biserică și ca familie decât așa cum procedează Dumnezeu. Am fost la o întâlnire de rugăciune într-o familie și a luat cuvântul un frate, să ne rugăm pentru tineretul de astăzi, că e așa și pe dincolo, mai s-a ambalat un altul, toți, domnule, dă pe ăștia, nicio șansă nu mai era, nicio speranță, drogul, pornografie, toate minunile, nu mai e nicio șansă, să ne rugăm Domnului. Și am oprit, am zis, băi, stați puțin, opriți-vă. Păi dumneavoastră, ce ai fost înainte de a fi la Domnul? Păi eu am fost un bețiv ordinar. Aha. Mă, oameni buni, dacă Dumnezeu a putut face ceva din voi, țineți binte cine ați fost și ce ați făcut, nu poate același Dumnezeu face ceva din copiii voștri? Nu poate schimba Dumnezeu o nouă generație cum a schimbat generația noastră? E același Dumnezeu. Iubește oamenii la fel. Amin. Este același Hristos și același sânge care curățește orice păcat. Amin.
De ce nu fiți disperați? Așteptați-L pe Fiul Risipitor. O să vină acasă într-o zi. Mai este încă o tragedie aici, despre care vreau să vorbesc în această seară și știu că e foarte riscant, o să supăr pe cineva, dar eu spun și plec. Spui adevărul și fugi. Asta e. Spui adevărul și fugi. E mult mai ușor să-l omori pe profet decât să te pocăiești la mesajul lui. Tot timpul s-a întâmplat asta în istorie. Mai bine la furisești pe predicatorul ăsta, dai vina pe el și îți mai amărăști conștiința, o mai păcălești câteva vreme. E bine, mai există o tragedie, tragedia pierderii prin amărăciune, este tragedia pierderii fiului mare. Domnul a vorbit unor fii mari, a vorbit fariseilor și cărturarilor, savanților în Biblie, specialiștilor în textele sacre, religioșilor din vremea lor, din vremea lui, care erau supărați foarte rău că s-a întors acasă fiul risipitor. Uite-mă, nemernicu, acum a venit, l-a și băgat în cor, l-a și pus la orchestră. Domnule, nici nu s-a uscat cerneala, nu? Așa, deja îl pune să predice, domnule. Păi noi nu știm cine a fost ăsta. Fiul ăsta al tău. Bătrâne, nu ești cu nimic mai bun decât el. Wow! Știți ce spune fraza asta? Un lucru extrem de grav, o jignire la adresa lui Dumnezeu. Ți-a mâncat averea cu femeile stricate. De unde știi, mă, prăpăditule, ce-a făcut ăsta? Ai fost să vezi? Ai auzit bârfele? Le-ai crezut? Te-ai bucurat să le auzi? În loc să-ți faci bagajele, să pleci să-l cauți pe fratele tău și să-l aduci acasă, ai rămas fericit că ți-a rămas averea ție, nu? Mie nu mi-a dat niciun ied să mă veselesc cu prietenii mei. Cu alte cuvinte, și eu voiam să mă veselesc. A, tânăr, fratele ăsta meu, a dat norocul peste el, domnule. Am auzit femei, băutură, iez, tăiați, friptane de toate soiurile. Și el ar fi vrut, dar ăsta e laș. Ăsta stă, face pe pocăitul. Vin la biserică, dar mintea e în lume. Muncesc ca un rob pe ogorul tău. Eram așa de supărat pe tata. Cred că aveam 10-11 ani. În loc să mă duc și eu la Criș să mă scald cu copiii, ăsta mă lua la săpat de cucuruz. Mă punea între doi cai, să țin de o rudă între cei doi cai și să-i duc pe drept printre rândurile de porumb. Și umblam de sculți peste scaieți și peste bolovanii aia uscați de pământ și mergeam plângându-mi de milă. Când striga tata pe cal, plângeam eu și nu calul, că era la adresa mea, nu la adresa calului. Și m-a văzut tata cum sufăr, așa, muncind ca un rob pe ogorul lui, nu? M-a luat deoparte și mi-a arătat așa, vezi tu holda asta, Petre, mi-a zis el, de aici, de la răzorul ăsta până la aia altă și până la capătul, ăsta e a noastră. Asta e a ta, când mor eu, e a ta, asta este pământul tău, ți-l dau ție tot. Dar știi holda aia de la Negru, aia de la Horlă, erau câteva locuri așa, mi-a spus tata, no, tot pământul ăsta e a tău. M-am proprietărit așa peste noapte. Dintr-o dată munceam pământul meu, domnule. Nu mai eram rob, mă simțeam bine. Lucram pământul meu, domnule. A venit nemernici de comuniști care au făcut colectiv și mi l-au luat. Cert este că atunci când te simți ca un rob și lucrezi ca un rob în casa lui Dumnezeu, te pierzi repede, te pierzi prin fariseism.
Munca în ogorul Tatălui e o bucurie, este un privilegiu, este o onoare. Să-i slujești lui Dumnezeu este o bucurie extraordinară. Și uitați-vă la fiul ăsta mare, câtă obrăznicie, câtă defăimare la adresa fratelui său, câtă invidie pe el, nu? Păi mă băiete, dacă vrei vițel îngrășat, uite chiar acum avem unul tăiat proaspăt pentru fratele tău, haide înăuntru să ne bucurăm. Nu, ăla nu, nu vrea Domnul. Nu, el nu intră înăuntru. Dacă și ăsta e pocăit, atunci eu nu vreau să merg în rai cu el. Ați auzit chestia asta? Să fii sigur că nu o să mergi. Good luck. Nu o să intre acolo. Fariseismul bisericilor noastre. Spunea cineva că fariseismul pierde fețele religioase mai rău ca păcatele pe fiii risipitori. Pilda asta este o pildă foarte interesantă, să termină așa brusc, dintr-o dată, nu știi cum să termină. Oare a intrat ăsta înăuntru sau n-a intrat? Eu nu cred că a intrat. Cred că Domnul Iisus Hristos a vrut să le spună, voi o să rămâneți la ușă. Altă dată le-a spus curvele și vame și o să intre în împărăția lui Dumnezeu și voi să stați la ușă. Ce ofensă, Domnule! Noi, sfântocii, nu? Noi care... Voi care urâți, voi care nu iubiți pocăința și nu iubiți pocăința oamenilor, nu vă bucurați de întoarcerea fiului risipitor. Oamenii aceștia se pierd prin amărăciune, se pierd prin fariseism. Pildele acestea ale Domnului ilustrează extraordinar de minunat caracterul lui Dumnezeu. Avem un Tată care ne iubește. Avem un Dumnezeu care își vrea turma întreagă, își vrea toate valorile înapoi, își vrea toți copiii acasă și îi vrea și pe farisei să pocăiască și să intre și ei să se bucure atunci când se întoarce, când se întoarce la Dumnezeu un fiu risipitor. Asta este Tatăl nostru din ceruri. Să nu ne lăsăm pierduți prin nepăsare, prin nefolosință, să nu plecăm de bunăvoie, să nu ne lăsăm pierduți prin amărăciune. Vreau să închei în seara aceasta întrebând dacă n-ar fi bine, într-un asemenea moment, să facem o rugăciune specială. Nu știu cum și ce s-a întâmplat în viața ta, tu știi însă foarte bine. S-a instalat nepăsarea și te-ai îndepărtat așa încet, încet de Domnul? Ai ajuns o oaie departe de turmă? Te-ai pierdut în casă nefolosit, nefolositor, n-ai mai lucrat nimic, te-ai izolat? Eu nu am timp, eu am business, eu cine știe cum? Și încet, încet te-ai îndepărtat de Domnul? Ai luat așa de bună voie raznă să vezi ce se întâmplă cu lumea asta și să-ți cauți fericirea de unul singur? Sau prea multă religie a băgat în tine amărăciunea aceea, rădăcinile acelea de amărăciune care te-a făcut supăra pe toată lumea? Nimic nu-i bine. E muzică și ție nu-ți place. E sărbătoare și tu nu o vrei. Ai ajuns un fariseu, nu știu ce s-a întâmplat, dar dacă s-a întâmplat ceva din astea, este un timp extraordinar în această seară să ne pocăim. Amin. Să ne pocăim. Amin. Nu există altă soluție. Cineva spunea că din groapă nu se iese decât în sus. Numai în sus. Nu este pe laterală sau în jos. Numai în sus. Când am căzut în păcat, trebuie să venim cu pocăință înaintea Domnului. Amin. Haideți în această seară să facem o rugăciune și vă invit, faceți-o în mod foarte sincer. Dacă trebuie să fiți radicali, fiți radicali.
Dacă în seara aceasta simțiți nevoie să veniți să o mărturisiți public, faceți-o public. Nu cred că se supără fratele Teodor pe noi și nici biserica și nici părinții. Dacă trebuie în seara aceasta, ia o măsură radicală și lasă-te găsit de Domnul care te caută. Vino înapoi acasă. Întoarce-te la Domnul. Nu este altă soluție decât Domnul, brațele Lui deschise și dragostea Lui care ne așteaptă. Haideți să ne ridicăm în picioare. Dacă cineva în mod expres vrea să ne rugăm special pentru el, veniți aici în față și împreună cu frații păstori să veniți să ne rugăm pentru tine. Dar ar fi bine în seara aceasta să iei o hotărâre dramatică, o hotărâre reală, o hotărâre sinceră și radicală înaintea Domnului, să schimbi viața. Să spui, Doamne, nu mai merge altfel decât în brațele tale, acasă, înapoi la tine, înapoi în turma ta, înapoi în punga ta de valori, Doamne. Vreau să fiu din nou folositor ție și bisericii tale. Haideți să ne rugăm cu toții. Doamne, stăm înaintea ta în această seară, Doamne. Avem nevoie de Domnul Iisus Hristos care a venit să moară pentru păcatele noastre. Sângele Lui să curățească și să spele, Doamne, vina păcatelor noastre. Doamne, în seara aceasta atinge-te de noi și atinge-te de cei care, într-un fel sau altul, s-au îndepărtat de tine, Doamne. Stăm înaintea ta.